Se pare absolut logic să validăm ca și națiune direcția sau curentul de dezvoltare a țării. Această afacere a pornit acum 24 de ani ca și afacere de familie aici în Bardar, deci a fost pornită de familia Plugaro, care s-a dorit o brutărie care să servească comunitatea. În timp, afacerea a evoluat și s-a extins și ca și sortimentație de produse. Deci de la produse proaspete a migrat spre produse congelate, semifabricate congelate, plăcinte, croasante, torturi și așa mai departe. Și produsele se vând în țară cam în toate lanțurile de magazine, dar și peste hotare. Exportăm în România, Germania, Austria, Franța. A fost foarte de mult. M-a impresionat, nu știu, impactul cu civilizația, cred, adică cât de ușor se circulă, cât de ușor se comunică, cât de accesibile erau produsele și serviciile. Era începutul anilor 2000, cred că. Și obișnuiesc să merg des, adică chiar și săptămâna trecută am fost. Și sunt în continuare încântat de modul în care cât de bine este organizată infrastructura pentru cetățeni. Deci tren, avion, autobuz și așa mai departe. Cât de ușor poți să găsești orice produs pe care ți-l dorești și că sunt produse pentru diferite categorii de consumatori. Și foarte important, oamenii se simt liberi. Oamenii pot călători oriunde, oamenii pot porni o afacere, oamenii își pot schimba genul de activitate, oamenii își pot călători și lucra în diferite țări din Europeană fără nicio discriminare și cred că asta este un mare avantaj. Noi producem aici în Moldova, am început să exportăm de curând în Europeană și noi vedem clar orizontul de dezvoltare a afacerii noastre către Uniunea Europeană. Asta înseamnă mai multe țări, mai ales acolo unde sunt conaționale în orice și ei sunt cam peste tot. Și asta înseamnă mai multe produse, adică vrem să mergem acolo cu produse tradiționale, produse care se găsesc mai greu acolo, pentru că cred că prin asta vom fi competitivi. În plan personal, mă aștept, într-adevăr, să ne simțim aici ca în Europa, asta înseamnă să avem un standard de viață mai înalt, un standard de securitate ca și țară, un standard de asigurare medicală, de exemplu, un standard de învățământ. Adică lucruri pentru care noi astăzi plecăm să le facem în Europa, să rămânem să le facem acasă. Sau să vină alții să le facă la noi. Moldova în viitor arată, în primul rând, ca o țară sigură. O țară la fel de călduroasă ca și neam, ca și ospitalitate, dar o țară care să-și valorifice oportunitățile, pentru că avem o natură foarte frumoasă și trebuie să ne primim turiștii aici mai mult. O țară în care să ne vorbim în continuare limba noastră, să ne păstrăm cultura, da, integrând în Uniunea Europeană, dar păstrându-ne acel eu, acea identitate națională, pe care cred că o putem reprezenta foarte frumos și peste hotarele țării.